Echipa locală de handbal o duce din rău în mai rău. Managerul trupei, Petru Ghervan, speră totuși să găsească o soluție de susținere a echipei, mai ales că sunt jucători care nu și-au primit salariile de 3 luni. Profitând de starea în care se află universitatea, tot mai multe echipe din țară au început să oferteze ultimii piloni rămași ai echipei. A Catrinei, Gavriloaia, Cânteca, Mihăesi și nou venitul Pralea au primit în ultimele zile propuneri de transfer din partea altor cluburi. Tot mai multe cluburi au aflat de problemele de la Suceava. A Catrinei și Gavriloaia sunt jucători cu o cotă mare, pretind bani ceva mai mulți decât le putem noi promite în momentul de față. Nici ei nu știu ce să facă, a spus managerul Petru Ghervan. George Cântec și Silviana Mihăesi sunt doriți de divizionarea a doua CSM Oradea, echipă la care au debutat în handbalul mare. Cei doi jucători sunt dispuși să accepte oferta, potrivit antrenorului Sebastian Tudor. Cântec și Mihăesi au acumulat o experiență semnificativă în Liga Națională, fiind jucători de certă valoare. Nu au uitat perioada petrecută la echipa noastră și ar fi dispuși să revină la CSM Oradea. Am luat legătura cu ei și mă sună acum frecvent, fiind interesați de o eventuală revenire. I-am putea transfera pe bani nu prea mulți. Ar fi o oportunitate extraordinară să-i legitimăm și să ne întărim lotul. Cu Cântec și Mihăesi în echipă, am putea promova la pas. Voi încerca să găsesc o modalitate de a-i achiziționa, a afirmat Sebastian Tudor pentru Bihon.ro.